Domnilor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. În această seară discutăm la tema 9 mai, Ziua Victoriei sau Ziua Europei în Republica Moldova. Invitații din această seară din studio sunt Sergiu Musteață, istoric. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și domnul Eugeniu Bric, bună seara și bine ați venit! Doctor în științe, directorul Institutului Iudaic. Corect am spus. Da. Vreau astăzi să avem o dezbatere la această temă, să vedem ce este necesar moldovenilor să sărbătorească ambele sărbători odată sau totuși încercarea unor politicieni de a dezbina aceste două sărbători este în favoarea politicienilor și nu în favoarea poporului. Domnul Musteață. Aici vreau, mă scuzați că vă întreb, vreau să precizez că și în Europa se sărbătorește în zile diferite Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, așa sună această sărbătoare. Victoria Alianței în cel de-al doilea război mondial, exact. De la bun început se poate observa această divizare a modului de abordare privind finalul celui de-al doilea război mondial cu semnarea actului capitulării. Nu în zadar s-a semnat de două ori, lui Stalin ceva nu i-a convenit în actul din 7 și l-au considerat preliminar. De aceea a insistat asupra unui alt act care să fie semnat de generalul Jucov și spre finele zilei de 8 mai, când deja Europa sărbătorea, deci se bucura de sfârșitul războiului și la Londra și la Washington și în alte orașe, deci cumva lumea a ieșit în stradă să se bucure de finalul acestui flagel al secolului al XX-lea. Însă la Moscova, și din cauza fusului orar, dar și din cauza acestei cerințe a lui Stalin de a mai semna odată actul capitulării Germaniei, pentru orgoliul său, ca probabil ceva nu i-a convenit și de aceea pe 9 mai a avut loc parada la Moscova de final al celui de-a doilea război mondial, dar în versiunea sovietică, adică războiul pentru apărarea patriei, ca să fie cumva ceva deosebit doar pentru Uniunea Sovietică și nu în contextul alianței. Deși lucrurile trebuie spus că sau finalul războiului s-a datorat anume alianței, anume coparticipării și americane și englezești și așa mai departe. Deci trebuie abordat acest lucru că este o victorie a alianței în cel de-al doilea război mondial. Care a fost contribuția mai mare sau mai mică? Unde au fost mai multe victime? Deci este un alt subiect al discuției, deoarece războiul doi mondial, într-adevăr, este o filă neagră în istoria secolului 20. Până astăzi nu există consens în ceea ce înseamnă finalul acestui război și modul de comemorare a victimilor acestui război. Dacă până la urmă, pe 2 septembrie a fost sfârșitul războiului. Iarăși, deci, când a început, când s-a terminat, și astăzi istoricii polemizează, iar politicienii speculează, cum ați spus din start. Și este mare păcat. Este mare păcat că Republica Moldova, în cei 25 de ani de independență, nu s-a apreciat asupra unei politici a memoriei foarte clare, care să unească societatea și să n-o dezbine. De aceea, cam ca în fabula tradițională, lebă de racu, și știu că fiecare o razna și provoacă spiritele în societatea moldovenească, ceea ce nu este normal. În mod firesc, și politicienii, și cetățenii de rând trebuie să aibă o abordare comună când vorbim despre o istorie tragică, când vorbim despre victime și comemorarea lor, dar nu discotecă și băutură în contextul unui asemenea eveniment. Din păcate, deci noi am derapat spre un show și nu spre o comemorare a victimelor acestui război, a tragediei familiilor noastre, deoarece practic fiecare familie are pe cineva, dacă nu a participat, cu siguranță a suferit. Deci victime sunt de milioane și cele mai multe au suferit, deci populația civilă, dacă o să ajungem să discutăm și la acest subiect. Sigur, dar aici, dacă rămânem tot pe sectorul istoric al acestui eveniment, vreau să spun că în Europa sunt unele țări care sărbătoresc pe 8 mai, Ziua Victoriei Alianței. De exemplu, țările baltice, în momentul în cât erau în cadrul Uniunii Sovietice, sărbătoreau pe 9, după aceea când au ieșit, pentru respectul și pentru ca să nu coincidă două sărbători, au început să sărbătorească pe 8 mai. Și în Federația Rusă, la fel, din 2007, Vladimir Putin a decis revenire la formatul sărbătorii masive cu acest marș și paradele militare. Și în anul 2010, la 65 de ani de la Victorie, s-a sărbătorit în Piața Roșie și la Moscova cu venirea mai multor președinți din alte state și atunci au participat în parada militară și muniții și armament din alte state. Deci a fost un gest care, din păcate, nu a avut un impact larg asupra societăților post-totalitare. Deci gestul acela a trebuit transformat într-adevăr într-o
unire a societății, într-o reconciliere și a împăca spiritele în ceea ce înseamnă modalitatea de interpretare. Deoarece societatea moldovenească a avut de suferit, eu aș spune, dublu, de pe urma ambelor regimuri. Societatea a fost împărțită, avem veterani și din Armata Română și din Armata Roșie. Și atunci, cumva, lucrurile trebuie puse împreună, că nu a fost voința omului ca să participe la într-o armată sau în cealaltă. Era atunci datorie. În sensul acesta, deci, cumva trebuie să fie o abordare unitară și nu de dispersare a societății. Domnule Eugeniu Bric, în viziunea dumneavoastră, aceste două sărbători pe teritoriul post-sovietic. Cel mai principal de opinia mea este ziua de victorie de 9 mai. Fiindcă dacă nu era ziua de victorie 9 mai 1945, nu era și ziua de Europa, care a fost în anii 60. Bine, dacă armata sovietică n-a eliberat pe Europa, nu, tot nu era ziua de eliberare și nu are rost. Este ziua eliberare în date de 8 mai sau 9 mai. Și dumneata a spus despre 2 septembrie, asta este când era victoria de Japonia, de japoneze și a fost victoria în alte front, dar în Europa toată eliberarea a fost dată de 9 mai. După asta era câtva și războiul tot. Dacă noi spunem despre Moldova, în Moldova a fost ucis lângă 500 de cetățenii în anii războiului mondial. 500 de mii, dacă interesează, okay. 500 de mii de oameni care au fost uciși din anii 1941 și până anul 1944, când Moldova era eliberată. Și oameni de asta, din prima eu pot să spun că ca de comunitatea evreiască și comunitatea sau comunitatea mozaică, că au fost uciși 200 de mii de evrei. Cel mai puțin 200 de mii de evrei basarabian a fost ucis în timpul când aici a fost România. Cum putem să spunem că cel mai multe tragedie au fost în anii care au fost în acest period, în acest 3 ani. Dumnezeu spune că au fost represii, da, dar din 50 de mii de oameni care au fost în represii în 1941, cât a fost omorât? Cel mai mult, eu cred că 90 sau 95, da, asta a fost tragedie, dar 95% a rămas în viață. Dar din 200.000 de evrei care au fost ucis și când a fost transferat în Transnistria, când a fost în drumul, au fost ucis sute mii de oameni și 120.000 de oameni au fost ucis în Transnistria. Domnul Bric, pentru dumneavoastră, da. Noi să spunem de cifre, fiindcă a fost tragedie, și noi spunem despre tragedie. Și a fost, dumneavoastră Serghei a spus că este alianțul. Da, era și armată engleză și armată americană, dar cel mai mult a fost făcut de armata sovietică. De armata sovietică, fiindcă ei au liberat nu numai țara sovietică, dar și Polonia, și țările, și Polonia, și România, și Cehia, și alte țările, și Germania. De tot spune, în zilele astea spune că voi a liberat pe noi. Că eliberarea a fost de armata sovietică. Și dacă noi spunem cât a fost ucis în armata sovietică și când a fost, cât oameni a fost ucis în alte armate, noi tot vedem că este diferență foarte mare. Și când a fost americanii și englezii lângă Ardenii și a fost contrnăstupление de armata germană, tot a fost făcut de armata sovietică că a fost să fie mai bine pentru ei. De asta noi spunem că este ziua de 9 mai. Ok, dumneavoastră a spus despre parade militare, dar de ce nu? Parade militare spune că încă este armata și armata poate, a fost armata care a eliberat pe Europa. Asta a fost, astea faptele. De ce nu Republica Moldova, domnul Bric, Republica Moldova, este nevoie ca să sărbătorească această sărbătoare folosind munițiile și tancuri și pentru ce? Noi există tancuri și parade militare. Cât tancuri este la noi? 10, 5? Nu, dar nouă ne trebuie aceasta? Sau noi trebuie să ne axăm doar pe acest marșal? De prima, asta este interesant pentru copii. Dumnezeu pute văzut când a fost armate și tanche și militare și tot militar care a fost în centrul de Chișinău. Cine a fost acolo? Copii. Pentru ei este interesant să vede cum asta era, cum era tot ce era în timpul de război. Asta e interesant pentru ei. Dar pentru noi este problema mare. Noi, ca Moldova, are armata mare. Cât noi avem? 5.000 de oameni? Asta e nimic. Dar este faptul de istorie.
Dacă acum vorbim la capitolul istoriei, această zi ar trebui comemorat oamenii, numărul acela de oameni care au fost victimele acestui război și să sărbătorim victoria asupra fascismului. Da, desigur, și noi vedem, este paradul special unde oameni vine voluntarii numai care vrea, cu portretele de familia lor, de oameni care au fost uciși în timpul de război. Este ceva foarte interesant. Da, marșul Regimentul Nemuritor, da, care a da, început da, da, și este, la noi să fie a început în Rusia, astăzi și în Moldova, cred că este și în multe alte țările. Eu știu că există așa ceva în Franța, Israel, America, etc. Da, domnul Măseață, acest marș anul trecut, permis în Moscova, a luat o amploare foarte mare și la moment s-a declarat că poporul rus s-a unificat așa cum au făcut-o în 45 ca să lupte împotriva și în perioada al doilea război mondial. La noi, în Republica Moldova, mâine la fel se organizează. După mine, nu este rău să ieși să-ți comemorezi bunelul sau fratele bunelului sau nu știu, mai ales că dumneavoastră în cele 10 lecții de viață în 44 de ani ați spus că trebuie, cel mai important este să ne respectăm oamenii vârstnici. Și organizatorii sau inițiatorii acestui proiect sunt nemulțumiți de modul în care el a derapat de la ideea inițială. Este bineînțeles că acest proiect poate fi o formă de recuperare a memoriei. Deoarece generația tânără tot mai puțin și mai puțin cunoaște istorie și tot mai puțin se interesează de trecutul nostru, chiar și cel recent. De aceea acest proiect cumva trebuie într-o formă didactică mult mai atentă și nu doar demonstrativă. Deci am ieșit cu un portret, am trecut prin piața Marea Adunări Naționale sau în altă piață a unui oraș central european, pe urmă am aruncat acest pancard. Deci asta nu este o stimă față de trecut. Asta deci, este bat jocuri. Mult mai profund trebuie de aceea, să intrăm în acest... Lumea conștient și sincer trebuie să vină să însușească această lecție de istorie. Și în contextul ce ați spus despre paradă, dacă ne uităm atent în istoricul zilei de 9 mai, atunci putem observa cum el a evoluat și în perioada sovietică. Exact. Deci în 45 a fost o paradă mare și este de înțeles, după care 20 de ani nu s-a făcut nimic. N-a mai făcut paradă. Nimic, da. Deci memoria recentă a acestui război, durerile acelor război, chiar și pe Stalin și succesorul lui Hrușov, i-au făcut cumva să nu atingă, a fost zi liberă doar 2-3 ani. Din 47 în decembrie, deci ziua de 9 mai liberă, s-a înlocuit cu anul nou. Pe urmă, iarăși aproape 20 de ani, până la, în 65, până în vremea lui Brejnev, nu a fost zi liberă. A fost 9 mai, ziua victoriei, dar nu a fost zi liberă, a fost zi lucrătoare. Abia din vremea lui Brejnev se reia această abordare ca să fie zi liberă și din 65, cu ocazia celor 20 de ani, deci două decenii, se organizează din nou paradă și această tendință este în creștere. Iar Rusia din 95, când preia acest discurs al memoriei față de războiul 2 mondial, mai degrabă privatizează și își asumă un drept față, sau o nedreptate față de celelalte republici unionale, actualmente state independente, deoarece nu doar poporul rus, nu doar Rusia a participat și a câștigat acest război, toată Uniunea Sovietică, toate popoarele, toate etniile au fost cooptate, au participat la război, toți au suferit și nu doar Rusia a câștigat, ci toată lumea trebuie să se bucure de această victorie aici, și asumarea aceasta este o nedreptate față de ceilalți. De aceea fiecare... Politic nu trebuie să privim această sărbătoare și unele partide... Bine, Sergiu, dar nu este scris că a câștigat Rusia. Ascultați, a câștigat Uniunea Sovietică. Ascultați nouă trețele la ruși chiar și astăzi. Mâine fiți atenți, o să vedeți cum o să se spună discursul oficial al Rusiei. Rusia a câștigat, poporul rus, și întrebarea mea este, dar ce înalți, oare nu merită să fie abordați într-un bine, context general? Bine, dar fiecare an toate oameni și armată din alte țările a fost invitat în Moscova. Da, dumneata a spus foarte normal că era pe prima 20 de ani, nu era paradă, ziua de 9 mai nu era ziua liberă, fiindcă încă era oameni tineri, încă toți oamenii țin minte despre războiul mondial, dar după 20 ani a fost o poколение, nouă poколение. Можете говорить на русском, если вы хотите что-то высказать. Se poate? Da, можете. Okay. Cer scuze, fiindcă când sunt emoțional, este mai bine să vorbesc în limba rusă. Прошло 20 лет, появилось новое поколение. Появилось новое поколение людей, детей, которые родились, которые это не помнили. И если вы помните, была такая песня «Ветераны, надейте ордена».
Я помню рассказ своего отца. Ну что, я был ребенком в 65-м году, и вот когда прошло 20-летие, все гуляли, помните, Комсомольское озеро, которое сегодня начало все-таки восстанавливаться, и которое было интересным местом и интересным сооружением. И вдруг впервые собрались еще молодые относительно люди, под 40 лет было не больше, 40-45. Если вы помните, был очень интересный ресторанчик, открытый прямо на озере. Очень красивое место, «Ласточка», кажется, называлось. И вдруг ветераны, посмотрев друг на друга, а сколько их выжило, не так много, очень много погибших было со всех республик. И вдруг они сели вместе, просто сели вместе, не для того, чтобы устроить какую-то ресторанную пьянку. Они пели песни, они вспоминали, кто что прошел. Потому что 20 лет – это какая-то вещь. Еще один маленький вопрос, тут ты сказал про концерт. Концерт – это не дискотека. Каким образом, вот ты преподаватель, который многие годы читал в пединституте, видел сотни тысяч студентов, как в Кишиневе и в других местах, а как до молодых людей довести страшные моменты истории или просто моменты истории, чтобы они узнали, чтобы они хотели знать, не является ли одним из фактов, когда концерты групп или хорошие певцы выступают и рассказывают об этом, вспоминают и военные песни, и современные. И мне кажется, что это позволит молодому человеку подумать и задуматься, а что же у нас было тогда? Они же не помнят, уже прошло... Сколько ветеранов осталось? Маленькое количество. Может быть, даже не важно, с каких они мест. Если это не были преступники, значит, они были рядовые солдаты. Я читал очень много, как те же немецкие солдаты приехали в Белоруссию найти деревню, ему уже лет под 80. Где он помнит, что когда-то у молодой девчонки, у ее родителей забрал или поросенка, или теленка, и маленькая девочка плакала. И вот прошло столько лет, он решил приехать в Белоруссию, найти эту деревню, чтобы увидеть эти, извиниться перед ними. То есть что-то происходит другое с ветеранами. Может быть, сегодня мы не должны их разделять, если они понимают, где они были и что они делали. Я видел, как по телевидению, как во Франции встречались ветераны немецкой армии, английской, вспоминали, что они пересекались во время десантной операции. Ну хорошо, что это происходит. Да, и один из вариантов таких, может быть, да, вот эти песни, которые происходят, которые выступают перед молодежью. Они слышат, и они начинают задумываться, о чем они поют. А что там было в 45-м году? А как это произошло? Они откроют книжку и прочитают. Шинчепсичитеска, да, шинчепсичитеска. Да, ну nicio problemă. Dar dacă ajungem la anii acești 25 de ani de independență în Republica Moldova, pe perioada acestora, partidele mai mult au fost de stânga care au fost la guvernare, dacă vorbim despre agrarieni, comuniștii. Și această sărbătoare, până la urmă, era cu roșu un calendar. Asta am primit-o noi istoric. Și vrem, nu vrem, se organizau evenimente în această zi. După aceea, din 85, când oficial Uniunea Europeană a declarat ziua de 9 mai, ziua Europei, au început în partea Europei să se sărbătorească, dar la noi a venit de prin 2014, când a fost semnat oficial din 2014, când a fost semnat acordul de asociere. Iar din 2010, știu eu că am participat prima dată în Piața Mare Adunării Naționale, s-au organizat foarte frumos ziua Europei și informarea oamenilor. Chiar și 2009 a fost. Da, în 2009 prima dată. În 2010 a fost cel mai masiv organizat. În Scoară Operei de Balet, Teatrul de Operă și Balet a dar fost amenajată. Dar pe urmă au luat Piața Mare Adunării Naționale. Iar în 2010, deci au trecut și acolo. În Piața Mare Adunării Naționale. Și moldovenii ar fi trebuit să perceapă aceste două sărbători acum, la moment, având acordul de asociere, ca un tot întreg. Sau politicienii greșesc atunci când dezbină acestea și nu participă toate partidele la aceste sărbători. Una s-a despărțit, una sărbătorită într-o zi, alta în altă zi. Până la urmă, domnul Filip a zis că pe 13 mai vom sărbători. În Parlament a fost votat. Da, acum evenimentele se vor derula pe 13 mai în Scoarul Europei. Iar în Parlament a fost votat în prima lectură legea privind sărbătorirea oficială a Zilei Europei pe 9 mai, după care președintele țării Igor Dodon nu a promulgat această lege. Iată aici, dacă vorbim la capitolul politic, ce fac politicienii dispersând moldovenii în două tabere? De fapt, contribuie mai departe la divizarea societății, ceea ce este o anomalie pentru societatea noastră și timp de 25 de ani noi nu am înțeles că vrem să construim un stat unitar cu cetățeni educați, iar politicienii nu fac altceva decât atâță spiritele. În contextul ăsta, deci sigur că se cere un consens național.
a modului în care, și cred că Robert Schuman în 50, la 9 mai, când a venit cu inițiativa aceasta după 5 ani de cooperare economică între Franța și Germania și îndemnul de a depăși acele două secole de confruntare între două state europene, a fost un eveniment simbolic care abia în 85 se transformă pe plan european ca o zi comună pentru toată Europa Occidentală, în mod special, și țările care se asociază acestui proces de integrare europeană. Deci este un gest și un îndemn al împăcării, dacă vreți. Uh-huh. Și cred că Robert Schuman la asta și s-a gândit. Deci depășim neînțelegerile seculare și încercăm să construim o societate bazată pe toleranță, înțelegere și perspectiva construcției unei bunăstări comune. Dacă vorbim de relațiile economice care au fost lansate atunci, acele două agenții sau acele două asociații, și după care deci s-a ajuns la Uniunea Europeană, iar mai târziu și tratatul de la Roma și cel de la Lisabona doar fortifică această alianță de state și dă un semn celorlalte state, și europene, dar și neeuropene. Deci se poate de înțeles dacă există voință politică. La noi în Republica Moldova deci nu există această voință și înțelegere, măcar în cazul unor sărbători care ar putea să ne unească. Dacă luați calendarul și ne uităm atent la toate sărbătorile care sunt oficiale, niciuna nu are o abordare unitară. Peste tot este suntem dispersați. Ba de stânga, ba de dreapta, calendarul vechi, calendarul nou sau stil nou, stil vechi. Oricum, deci, nu găsim una comună. Poate la anul nou cumva se unesc spiritele, dar și atunci cu anul nou pe vechi și pe nou și tot așa mai departe. Unii cu Moș Crăciun, alții cu Moș Gerilă. Deci, și aici societatea este dispersată. Deci, politicienii ar trebui să-și asume o responsabilitate mai mare atunci când abordează asemenea teme sensibile pentru societatea noastră. Nu doar de dragul unei tendințe pro-europene sau pro-ruse. Ar trebui să se gândească la cetățenii Republicii Moldova, la societatea Republicii Moldova, deci de integrare ei, de construcția unui stat ca atare. Deci, dacă ne uităm atent, astăzi noi nu avem cu cine lăuda ca stat. Și sărbătoarea aceasta, fie de 8 mai, fie de 9 mai, încă o dovadă în plus, că noi nu suntem în stare să ne unim ca cetățenii acestui stat și să construim ceva firesc care ne reprezintă. Și aici, când vorbim despre victime, tot vorbim de pe tabere și poziții diferite. Domnul Mustiață, dar faptul că, cum credeți, mâine guvernarea va veni să sărbătorească 9 mai ca ziua victoriei? Păi întrebați-i pe cei la guvernare. Dar dumneavoastră ce credeți? Pentru că nu au fost pe 7 și pe 8. Dar partidul extra-parlamentar... Dacă vreți părerea mea, ar putea iniția guvernarea și, bineînțeles că opoziția, societatea civilă, să participe la o dezbatere a modului în care pe viitor să se rezolve aceste probleme. Statele Baltice, după cum ați spus, au găsit o soluție foarte bună. 8 mai, în rând cu toate statele europene și alianța care a câștigat în acest război, este ziua victoriei și, deci, lichidarea acestui regim totalitar fascist și a celorlalte regime care au mai fost, regimuri care au mai fost, iar pe 9 mai este ziua Europei. Sunt două zile care trebuie să ne unească, dar din păcate sunt două zile care în continuare ne dispersează. Eu cred că trebuie o abordare mai responsabilă și o abordare de conciliere sau reconciliere a societății, o politică a memoriei asumată și nu una declarativă care, iar dacă președintele statului se simte președinte și responsabil, trebuie să stea acasă cu cetățenii și să se încearcă să unească societatea, nu de la distanță, dar acasă, în rândul cetățenilor, pe stradă, împreună cu ei, să caute soluții la probleme. Deoarece din avion poți spui multe. Da, dar nici nu cred că pe 17 8 mai guvernarea n-a venit, nici nu cred că mâine va veni. Dar spuneți-mi aici, domnul Bric, încă două minute la domnul Musteață vreau să... De ce partidele extraparlamentare nu participă nici la o sărbătoare? Acum, iarăși, e greu de definit de ce liderii unor partide nu vor să se asocieze cu un eveniment. Nu vor să facă jocul politic ale unor, să-și contabilizeze doar cei care organizează aceste sărbători și care s-au declarat? Cred că răspunsul e același care l-am zis mai sus. Deci, nu există o unitate în ceea ce înseamnă abordare. Și dacă vine inițiativa din partea guvernării, opoziția cumva se uită rigid la acest lucru. Și, deci, păi dar ați vorbit despre unitate. Deci, ar fi un pas matur din partea unor lideri să zică, uite aici este o sărbătoare, cum ați spus, Europa o sărbătorește așa, haideți și noi să o sărbătorim. Ar fi un pas matur. De aceea și am spus, trebuie lansată o polemică publică pentru a găsi o soluție comună pentru care ar împăca spiritele. Și eu cred că 8-9 mai ar fi nu amânarea peste o săptămână, peste o lună. Deci sensul sărbătorii zilei, deci
practic se pierde, fie 13, fie 15. Eu nu am înțeles de ce a fost promulgată această lege în Parlament și la urmă oficial s-o sărbătorește 13 mai în scoarul Europei. Noi spunem că vrem să ne asociem cu țările civilizate, dar tot cu stângul și tot călcăm în greble și în gropi mai departe. Deci soluția este simplă și v-am spus, statele baltice sunt un exemplu pentru noi, la mai multe capitole, dar și la capitolul 8-9 mai. Gospodin Bric, și la dumneavoastră, cum credeți, în Parlament era anul acesta necesar să se întâmple această comasare celor două sărbători? Ok, pot să spun în limba rusă? Da, mă rog. Nici probleme, cer scuze. Потому что до этого они не решались это сделать в один и тот же. Вопрос интересный, но в любом случае, давайте мы из истории на секунду перейдем к экономике. Молдова маленькая страна. Для того, чтобы Молдова развивалась, и со всеми надо дружить. И мы видим сегодня, сегодняшний президент, сегодняшнее правительство, он поддерживает хорошие отношения и с Европой, и с Россией. Потому что такая как страна, как Молдова, на мой взгляд, как доктора экономики, базовая специальность, в советское время полученная еще на излете советской власти в 89 году в Киеве, говорит о том, что мы должны поддерживать самые лучшие отношения с Европой и с Россией. Поэтому то, что происходит, должно происходить в том, чтобы это объединяло людей. В конце концов, если мы берем рядового человека, мы прекрасно знаем сегодняшний уровень зарплаты, уровень жизни. Его интересует, самый что низкий, будет сделано. По сравнению с Европой. Да, или самый низкий, я не помню, Албания обогнала уже нас, скажем. Давно. Значит, самый низкий. Вот это самое страшное, что к чему это приводит. Давайте не забывать, что 800 тысяч молодых людей работают за пределами Молдовы. И они хотят вернуться сюда праздновать. И пусть они слушают эту музыку, которая звучит на площади, пусть они танцуют и думают, это что-то интересное. А может быть, мы что-то здесь интересное пропустили и забыли. Для Молдовы, на мой взгляд, самое главное – держать очень хорошие отношения и с Россией, и с Европой. Найти тот путь, когда и одна, и другая страна помогает. Молдова – маленькая страна. У нас богатейшие ресурсы, у нас богатейшая история. Ресурсы, я имею в виду, исторические. К сожалению, у нас нет ресурсов таких, как нефть, прочее, и прочее. Мы зависим от других стран. Значит, единственное, что мы можем сделать, это и должны сделать, и я надеюсь, что Молдова это все-таки сделает, добиться такого пути, когда она будет дружить и со всеми соседями, и с Европой, и с Россией. Это, на мой взгляд, объективная база. Но простите меня, какая разница, будет День Европы 8 мая или 13? Мы имеем 9 мая, 7 мая или 12. Есть день, есть Европа. Европа объединилась, молодцы. У них огромное количество проблем. 50-е годы, Шуман, то, что ты упоминал, это просто время, когда Германия начала пересматривать свою старую политику. Еще прошло 2-3 года, она начала извиняться за преступления в годы войны. Франция – это типичный их противник, поэтому шаг первый был именно в сторону Франции. Объединение Европы – это не новость. Вот мы уже говорили в беседе до этого, что 100 лет назад дедушка Ленин написал о Объединенных Штатах Европы. То есть Европа, конечно, она хочет объединиться. Конечно, она объединится. Что из этого будет через 5, 7, 10 лет, мы увидим. И сегодня мы не можем полностью предсказать, потому что многие факторы появились неожиданные. Начиная от Англии, начиная от Англии, как истигадо Макрон в Франции, deja e clar că Europa va mai exista. Sau aici sunt semnul de întrebare. Da, Macron depinde. Eu am vrut să... Statele Unite, în contextul ăsta, Statele Unite în 45 au sărbătorit și Truman atunci a declarat memoria sau acest final de război în memoria președintelui Roosevelt, care murise cu o lună înainte și n-a ajuns să se bucure și el, de la 8 la 12 mai. Deci există soluții. Statele Unite atunci au declarat și o zi de memorie și o zi sau o perioadă de doliu în ceea ce înseamnă finalul războiului. Deci s-au găsit soluții și cu siguranță și în situația noastră, deoarece noi de la memoria războiului am trecut la războiul memoriei. Deci noi ne războim pe teme de memorie care ar trebui să ne unească. Deci nu trebuie să ne împărțim societatea în istoria ta și istoria mea. Istoria este una. Părinții noștri, bunii noștri au trăit împreună. Ambii sunteți istorici pentru ca să înțeleagă telespectatorii noștri că istoria este una. Ваше мнение мне очень важно. Скажите, пожалуйста, мы, если пока что только подписали acordul de asociere, avem dreptul să sărbătorim această sărbătoare și este un gest făcut a politicienilor pentru a place Uniunii Europene? Și de ce credeți că noi, nefiind încă în familia europeană, trebuie să sărbătorim oficial această zi? Interesant вопрос. Должны ли мы или не должны, это должно решать и правительство, и народ, и в первую очередь народ. Да, но Андрей Батюнин по пору.
Никто не спрашивал. А мы интерес. А кто спрашивает мнение народа о законах? У нас есть хоть один закон, который был принят после того, я имею в виду... После публичных дебатов. Существуют различные партийные направления. В маленькой Молдове, если я не ошибаюсь, уже 45 или 50 партийных списков, хотя многие партии исчезли. Я вспоминаю высказывание одного израильского чиновника, который сказал, зачем такой маленькой стране такое большое счастье? 45 партийных списков недостаточно, если будет 5-6. Ну, официально у нас 48. Я даже ошибся. 48, и это все идет вперед. Вопрос в другом. Молдова будет и должна дружить с Европой. Молдова будет и должна дружить с Россией. Не существует между этим противоречия. Молдова может использовать огромные свои богатства в виде прекрасного туризма, исторических памятников, мест, которые были, сельское хозяйство и прочее. Так что главное, чтобы мы повысили экономические способности Молдовы, чтобы немножко выросли пенсии и зарплаты, чтобы студенты, которые у вас учились, ребята, не хотели бы убегать куда-то, а пытались здесь работать? Или разница, какой день мы что будем праздновать? День Победы 9 мая, он признан всеми. А мы можем сказать, что День Победы 27 мая, потому что до 27 мая шли бои в Чехословакии, где гибли российские солдаты, где выгоняли остатки советские солдаты, где гибли советские солдаты, где освобождали людей и решали какие-то проблемы. И то же самое можно найти с японской войной, которая была 2 сентября. По-моему, еще длились бои, еще по крайней мере... С мая по сентябрь переправляли эшелонами солдат из Берлина... Есть парадокс. Никто почему-то не награжден одновременно, мне утверждали это, медалью и за победу над Германией, и за победу над Японией. Но это отходит от наших дискуссий и прочее. Важен не день, есть традиция. Традиция, которую я и мое поколение получили от наших родителей. 9 мая – День Победы. Кому мешает 9 мая? Когда люди выходят, вспоминают всех погибших. И опять-таки, я говорю, День Европы не был бы, не существовал, если все сложилось бы по-другому. Если, не дай бог, бы не было этой победы, то Европа, объединенная немецкой фашистской державой, представляла бы достаточно другое зрелище, ужасающее. Приоритар арфис, да, Виктории. Другое было бы. Меня бы здесь не было 100% и так далее. Dacă am avea o viziune în ceea ce înseamnă dezvoltarea Republicii Moldova, eu sunt sigur că s-ar găsi și soluția zilei de 9 mai în ceea ce înseamnă victoria asupra nazismului și ziua Europei. Însă, din păcate, politicienii în continuare doar provoacă spiritele și nu încearcă să propună soluții. Deci, așa, unul trage la stânga, altul trage la dreapta și provoacă lumea în continuare sau o lasă într-o dezbinare continuă, ceea ce nu este normal. Eu cred că se poate foarte rapid, deoarece aveți perfectă dreptate. Deci, generația care s-a născut și a trăit, s-a educat în Uniunea Sovietică, percepe acest lucru foarte firesc, ziua de 9 mai ca zi a victoriei asupra fascismului, nazismului, toate deci aceste regimuri luate împreună și este firesc ca mai departe cumva să se abordeze acest lucru în acest context, dar nu trebuie să uităm și de aceste tendințe care nu fac rău zilei victoriei. Din contra, ziua Europei încearcă să aducă oamenii împreună, să demonstreze că toți suntem diferiți, dar pe de o parte diferiți, pe de altă parte suntem egali. Pe de altă parte, deci, suntem într-o uniune de state care ne facilitează dezvoltarea economică, dezvoltarea culturală. Deci, fiecare cu cultura, identitatea sa poate participa la o Europa comună. Asta nu împiedică. Și iarăși, voința politicienilor care trebuie să se transforme în programe de educație a societății, de cultură și în limitele unei democrații. Firești, nu doar declarative. Deci, aceeași întrebare care domnul Brica a încercat să răspundă, nu era necesar în acest an să discutăm în Parlament? Era necesar, dar nu în ajun. Deci, noi nu știu de ce ne trezim peste noapte. Dacă vă amintiți anul trecut și acum în curând o să ajungem. Ziua din 1 iunie, cuiva i s-a trezit că trebuie declarată zi liberă, fără să întrebe oamenii. Eu n-am vrut să steau acasă. De ce trebuie să vin sâmbătă să recuperez ziua aceasta? Da. Sâmbătă la mine zi liberă. De ce? Cineva din Parlament trebuie să mă oblige ca eu pe 1 iunie să stau acasă. Asta nu înseamnă că eu nu iubesc copiii. Poate iubesc mai mult ca ceilalți. Dar de ce cineva trebuie să decidă în pripă, fără să discute, să polemizeze? Același lucru și anul acesta cu 9 mai. De ce nu s-a discutat începând de ianuarie, februarie, martie? De ce acum în ajun, deci, s-au încins spiritele? Și președintele declară una, cei din Parlament declară alta, în continuare. Premierul declară. Nu era oare firesc să se discute public și să se caute o soluție benefică pentru toată societatea? Deci, ce credeți, că vor rezolva lucrurile o hotărâre în Parlament sau o decizie, un decret al președintelui? Nu!
societatea în continuare va rămâne în două lumi paralele, în ceea ce înseamnă abordarea zilei de Roma. Apropo, în urma unui sondaj realizat de o agenție, oamenii au răspuns că nu văd nimic straniu în asta, că se sărbătorește într-o zi și ziua Victoriei și ziua Europei. Deci, oamenii simpli, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră. V-am spus, politica memoriei. Deci, aici trebuie o abordare de consens, o abordare de compromis, dacă vreți, până la urmă politic, deoarece politicienii și de stânga și de dreapta trebuie să se așeze și să ia o decizie, să-și asume o decizie responsabilă. Și atunci societatea cumva altfel va reacționa. Dar trebuie prin consultare, deoarece ei ajung la putere și cumva uită că sunt reprezentanții poporului în Parlament și nu se reprezintă doar pe sine, sau partidul la care au aderat sau de la care au fugit. Până la urmă, dacă revenim la concerte, că am văzut că sunteți pe maluri diferite ale unui râu, domnul Brick zice că unele concerte nu sunt atât de nefaste pentru societate, dumneavoastră ziceți că discotecă și concert nu prea face bine la o sărbătoare cum este ziua Victoriei sau altele. Organizarea acestor concerte și acestor sărbători în unele situații nu fac ca să se vorbesc despre alte lucruri și nu despre necesitățile reale ale societății. Și aspectul că uneori aceste concerte înlătură adevăratele probleme ale societății. Noi ne confruntăm cu atâtea probleme că nu ne ia muzică acum. Dar cu siguranță concertul este o formă de manifestare culturală și în contextul ăsta trebuie foarte atent abordat. Eu n-am spus că sunt împotriva concertelor. Am spus a modului în care astăzi se speculează pe seama unor concerte aduși din afară. Deci chiar noi nu suntem în stare să ne reprezentăm ceea ce înseamnă atitudinea noastră față de o zi a Victoriei sau a Europei. Păi dar ați văzut decât... că astăzi va avea loc un concert în Piața Marea Dunării Naționale cu invitați din Moldova, cu artiști din Moldova și invitați din România sau din o țară străină, din Italia. La noi e o competiție. Și ieri a fost, da, această competiție. Deci v-am spus. De ce într-o zi nu organizează cu vedete din Rusia și cu vedete din Europa, din Franța, într-o zi să-i adune pe asta se numește războiul memoriei. Partidele politice încearcă să concureze, fac un maraton între ele, care mai multe vor concerta probabil sau vor invita la concert într-o zi sau alta, sau care va ocupa piața centrală din Chișinău, piața Marea Dunării Naționale sau piețele din alte raioane pe o perioadă mai lungă de timp. Deci o competiție nesănătoasă. Spațiile publice sunt publice și le trebuie folosite, valorificate respectiv. Deci nu cât mai multe concerte. Problema este în impactul lor. Dumneavoastră spuneți că ei vor merge, vor înțelege, vor deschide cărți, pe dracu. Da. Nu citește generația noastră astăzi literatură științifică și literatură chiar și artistică. Din păcate, la capitolul lectură, noi rămânem în urmă, de aceea și nivelul cultural al societății noastre este așa cum este. Deci trebuie altă abordare în ceea ce înseamnă a provoca interes societății. O zi de concert, că vine lui Băia sau altă grupă la Chișinău, nu ne rezolvă problemele noastre sociale cu care ne confruntăm, identitare și economice. Tu crezi că nu poate să provoca interesul? Dar niciun domn că astăzi va cânta în Piața Mare sau mâine nu este o rezolvare. Haideți așa să luăm. Uite, se reunește Ozon și vine să ne cânte. Și ce va urma a doua zi? Lumea va deveni mai fericită? Păi da, lumea va deveni mai bună? Nu e bine că o parte din analiștii politici învinuiește doar faptul că vine Liubă și Marshall a fost în Piața Marea Dunării Naționale. Haideți să vorbim aici într-un alt aspect, cum domnul Brica a abordat. Nu e neapărat să urâm aceste vedete rusești. Eu n-am îndemnat la ură niciodată și eu nu sunt omul care voi îndemna vreodată. De exemplu, eu sunt copilul Uniunii Sovietice și l-am ascultat pe Liubă. Dacă și primarul cântă piesa lui Liubă, vă dați seama. Atunci noi... Eu n-am spus sunt împotrivă, am spus că modul de abordare și competiția între partide... S-a văzut în presă astăzi aspect... Eu nu reprezint presa. Da, vă înțeleg. Da, eu am spus că politici. Modul de abordare trebuie să fie altfel. Aici trebuie să se găsească o forță care să spună Ministerul Culturii este responsabil de programele culturale. Unde este Ministerul Culturii? Apropo, da, bună întrebare. Unde de mult timp, Ministerul Culturii nu propune nimic pe agenda culturală, deoarece există o competiție în ceea ce înseamnă guvernul și municipalitatea. Iarăși, o dovadă a dizbinării și a dezinteresului de a colabora în proiecte, în activități care să unească societatea. Oamenii, de aceea, și aici... Nu, dar cum să se unească? După asta o să zic că PD-ul și PL-ul sunt împreună. Aici la noi buba. Ei nu sunt de pe altă planetă. Și PD-ul, și PL-ul și toate celelalte partide sunt păi din Republica sunt în Moldova. În paralele. Reprezintă cetățenii. Societatea într-o lume și ei sunt trebuie să dea dovadă de această tendință sănătoasă de integrare a societății.
Dar, din păcate, ei merg paralel, pe drumuri paralele și provoacă lumea ca mai departe să meargă pe aceste drumuri paralele fără a încerca de a îngloba și dezvolta o societate sănătoasă și lumea să se perceapă ca cetățean al aceluiași stat. Mm-hmm. Deseori am impresia că lumea se percepe cetățenii altor state, numai nu a Republicii Moldova. Inclusiv din cadrul celor de la guvernare. Dar la întrebarea, Все-таки, Сергей, смотри, Молдова достаточно молодое государство. Сколько там, 25 лет? Даже если сравнить с историей Молдавского княжества, которое за сотни лет себя показало и заявило о своем месте, и проходило через разные этапы. Мы молодое государство, мы еще не определились. И ну, пора бы уже определиться. 25 лет да, вот это очень для меня очень странно. Еще 25 пройдет, это так стыдно, нормально. Когда говоришь, мы за 25 лет не определились. Не знаю, может, исторически это другие термины, да? Это... Во-первых, это маленький срок. Во-вторых, слишком много ошибок было в 90-е годы. Другие государства, наверное, в 100 лет, 50 лет менялись. Многие государства, если мы возьмем государство первое, они определяются лет через 30-40. Если мы возьмем даже Израиль как сравнение, то первые 20 лет своего существования это было развивающее государство. Сегодня, когда ему все-таки 70 почти что лет, 69, это лучшая экономика в мире, это одна из лучших 30 экономик в мире, это лучшая медицина в мире, это лучшие технологии. И так далее. Я не говорю, что Deci у нас это произойдет. Деньги генератели, которые партич пласким баре, очистый статус, транзиция. Во-первых, если все-таки хотя бы половина молодежи сюда вернется, она научится если и в России. Если. Да, есть. Франция показывает, что не вернулись же обратно в Италию испанцы, которые приехали во Францию в 50-е годы. И что будет, если мы потеряем молодежь? Кто заменит их? Вот это проблема. Это проблема, которая есть, что молодежь исчезает. Да давайте выйдем на улицу. Я видел маленькие городки, где вообще нет молодежи уже. Городки, которые вымерли, не говорю уже городка, где осталось всего 10-15 человек. Это проблема Молдовы. Что делать с этими местами? Как привлечь кого-то? А спорить о том, какой день? День Победы – это праздник. Я думаю, что в конце передачи я с удовольствием поздравлю тебя с Днем Победы. Ну да, мы друг друга поздравим. Да, мы не... да. Мы говорим, и так далее. То есть... Мы должны думать о том, как решить и поколение, и как привлечь это поколение, как ему было хорошо. И вот то, что опять говорили, что в один день одни группы, в другой другие. А что, если в один день выступила бы любая итальянская или французская группа? Они что, бы передрались? Они с удовольствием выступили. Это был символ, и было бы для всех очень хорошо. Ну, может быть, это будет в будущем году. Есть же, ты же прекрасно знаешь. Надо управлять, как будет, кто приедет, когда прилетит самолет. Есть много вещей, которые за этим стоит, как привести, сделать. Да, există voință, toate problemele tehnice și financiare se rezolvă rapid. Nu ai văzut cum, așa că nu cred că asta e o problemă. Dar aici, Regem, spune că mai am două minute, aici vreau să ating și tema pe timpuri, domnul Brichion, îți vorbesc în română, că am să mă exprim mai bine. Pe timpuri de sărbători, funcționarii erau mai responsabili, nu știu cum. Oricare ar fi fost sărbătorile, chiar să zicem și în perioada sovietică, și după perioada sovietică, vreo 10-15 ani. Acum, din păcate, chiar dacă este o sărbătoare, noi vedem că după intemperie mai stau copaci la noi prin Chișinău, neatinși și prin toată țara, eu sunt convinsă și prin țară. Deci noi sărbătorim de dragul sărbătorii în viziunea unor politicieni. Sau nouă ne trebuie până la urmă să recapitulăm și aici ce să facem ca de 9 mai să fie ordine în tot Chișinău. Poate chiar n-au reușit, dar eu sunt sigur că puteau să reușească în Chișinău măcar să facă ordine. Și mie îmi pare că era cazul ca să fie o altă atitudine față de această sărbătoare. Fie a ziua victoriei sau fie a ziua Europei. Iată, din 1 mai, de ziua muncii, a trebuit mobilizat tot Chișinău să participe activ în loc de marșuri și demonstrații, să participe la curățirea orașului. Și asta era un gest foarte bun. Dar atunci când există un gospodar, un lider adevărat și care tonalitate, are o viziune în primul rând. Atunci probabil lucrurile se organizează mult mai bine. Dar în haosul în care suntem noi, vorbind de municipalitate și în Republică în general, iată, este sau avem ceea ce avem. Deci nu știm să ne mobilizăm. Dacă ne-am uitat la Japonia prin câte a trecut, dar cât de repede se mobilizează această societate, fără multă gălăgie și fără multă polemică. Și repară autostrăzi în câteva luni, reconstruiesc orașe în 2-3 ani, iar noi batem pasul pe loc și nu știm cum doi copaci prăvăliți îi strângem din Chișinău.
Да. Ну, во-первых, японцы имеют другой менталитет, и надо много у них, наверное, взять. Мы, может быть, ближе к итальянцам и испанцам, которые медленно приходят в себя. То, что, к сожалению, произошло в апреле, показало катастрофу. Мне пришлось 2 раза выйти на улицу, у меня было ощущение, что это ядерная зима или какой-то фантастический фильм ужасов. «Послезавтра», который мы смотрели. Да. Ну, что, приблизительно так. Упавшие деревья, перевернутые машины, туда-сюда едет только машина скорой помощи каждые полчаса. И чего-то очень медленно это все убирали в городе. Может быть, это повлияло на то, что не так был организован праздник. Ну, может быть, 1 мая действительно, это главное было город убрать. Некоторые картинки, которые были видны, трудно было себе представить, даже не знаю, в кошмарном сне то, что происходило эти 3 дня. Но, слава богу, это прошло, слава богу, наступили праздники. И раньше или после это решение будет принято. Но проблемы же не исчезли. Проблемы не исчезли. Мы все празднуем, 25 лет уже празднуем, а вот никак не можем определиться, куда нам вообще, что-то этот месяц мы праздников так много было. Слишком много. Ведь праздники это сложно, люди уезжают. Чел май харник попор, аша се спомену. Да юнул сим таста. Но им ультиму тим пар месяц, тим чел май ленеш попор, дим покати. Нет, самые ленивые испанцы считаются. А, самые ленивые испанцы. У них больше всего праздников, 30% дней у них праздник. Но они живут лучше. Они живут намного лучше, веселее. Декат ной, ка се конклюзионем, până la urmă, că e sărbătorită într-o zi, că noi, moldovenii au nevoie de o unitate totuși, să nu ne dezbine politicienii și să aibă curajul și maturitatea politică să facă lucrurile în favoarea cetățenilor și nu în favoarea, cum ați spus dumneavoastră, în favoarea sa. Și eu astăzi m-am îmbrăcat așa într-o ie, ca să nu fiu nici albastră, nici roșie, de fapt pantalonii sunt roșii, dar am vrut să fiu într-o ie națională, stilizată. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi, că e zi de odihnă și o oră ați petrecut împreună cu noi și cu telespectatorii care urmăresc Accent TV. Vă doresc o seară frumoasă și господин Брик. Я хочу поздравить с наступающим днем победы и пожать свою руку. Спасибо. И, конечно, с Днем Европы, потому что это, спасибо, наоборот, нас объединит и поможет быть лучше и наравне с другими европейскими цивилизациями, которые смогли и доказали, что можно жить лучше, если есть желание. Дай Бог, чтобы мы жили лучше и что мы стали одной из ведущих стран Европы. Altă temă de discuții pentru altă emisiune. Doamnelor și domnilor, vă felicit și eu și cu ziua Europei de mâine și cu ziua Victoria asupra fascismului. La mulți ani și numai bine în casele dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție, vă aștept joi la 20:30. La revedere!